Când putem începe? Putem începe. Bună ziua! Vreau să mulțumesc colegilor din mass media pentru că au dat curs în invitații noastre. Cu toții știm că ne apropiem de sezonul rece, o perioadă mult mai dificilă pentru beneficiarii sistemului de asistență socială. De aceea, Guvernul și Ministerul, în perioada imediat următoare, va veni cu mai multe inițiative și programe de suport, pentru că ne dorim și în acest an să fim alături de familiile mai vulnerabile, gospodăriile cu veniturile mici. Astăzi o să vorbim despre ajutorul pentru perioada rece a anului, așa numitul APRA, un program pe care îl implementăm de mai mulți ani și un program care în acest an a suferit mai multe modificări. În primul rând, dorim să anunțăm că în acest an, această plată monetară, această compensație pentru perioada rece a anului, va crește la 800 de lei. Anul trecut, această prestație avea o valoare de 700 de lei, anul acesta ea va crește la 800 de lei. Vreau să reamintesc că la începutul mandatului acestui guvern, valoarea APRA era de 500 de lei. Deci, în 2 ani de mandat, guvernul a crescut valoarea acestei compensații cu 60%. Un alt aspect important este că această prestație, această compensație monetară, începând cu acest an, va fi integrată în sistemul de compensații la energie. De ce am făcut acest lucru? În primul rând, ne-am dorit să simplificăm procesul prin care toți cetățenii care au nevoie de suport și care consideră că pot beneficia de această compensație, pot să facă acest lucru într-un mod mult mai simplu și mai ușor. Practica din anii trecuți arătau că cetățenii de multe ori trebuia să vină de mai multe ori la primărie, să aducă mai multe copii, mai multe documente. Procesul era mult mai complicat și lucrul ăsta necesita mult mai mult timp, inclusiv din partea asistenților sociale. Odată ce am integrat această compensație în sistemul de vulnerabilitate energetică, lucrurile se vor simplifica mult pentru cetățeni. Deci asta înseamnă că ei vor contacta asistentul social pentru ca să înregistreze sistem, nu trebuie să vină cu copii ale documentelor, toate datele necesare vor fi colectate de către autorități în baza sistemului de vulnerabilitate. În al doilea rând, am integrat această compensație monetară în sistemul de vulnerabilitate energetică pentru a ușura și munca asistenților sociale. Eu vreau să vă aduc aminte că anul trecut, printr-o dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale, noi am prelungit perioada de examinare a tuturor celor pentru APRA de la 20 de zile la 40 de zile, pentru că, iarăși, procedura veche era una destul de anevoioasă. Asistentul social trebuia să deplaseze de mai multe ori la gospodăria solicitantului, trebuia să preia dosarul beneficiarului la raion, trebuia implicate mult mai multe persoane și procesul era mult mai complicat și, de fapt, necesita un efort mult mai substanțial din partea asistenților sociale. Începând cu acest an, procedura va deveni mult mai simplă, astfel încât asistenții sociali vor putea să se concentreze pe probleme legate de suportul familiilor cu dificultăți, persoanelor aflate în situații de criză și așa mai departe. În al treilea rând, am integrat APRA în sistemul de vulnerabilitate energetică pentru a ne asigura că avem un control mult mai riguros, că încercăm să evităm probleme de integritate și, de fapt, atribuirea acestei prestații se va face de către sistem, nu de către o persoană anume. Astfel încât o să limităm deciziile subiective, deciziile care pot fi influențate de diferite factori. Și, în al patrulea rând, noi am decis să integrăm
această prestație pentru ca să rezolvăm o inechitate pe care am identificat anul trecut, când majoritatea gospodăriilor au primit compensații prin faptul că au consumat energie termică, au consumat gaze, iar gospodăriile care nu au avut conexiune la gaze sau la energie termică, de fapt, nu au putut să beneficieze de compensații. Păi, începând cu acest an, noi vom rezolva această inechitate. Gospodăriile care se încălzesc cu sursă de energie solidă vor putea să beneficieze de această compensație sub formă bănească pentru ca să ajutăm în această perioadă rece anului. Acum este important să comunicăm cine se califică pentru această compensație. Vorbim în primul rând de gospodăriile cu veniturile mici. În acest an, o gospodărie se va califica pentru această prestație dacă venitul gospodăriei va fi mai mic de coșul minim de consum. Pentru o persoană din mediul rural, asta ar fi echivalentul cu 3.963 de lei. Pentru o persoană din mediul urban, vorbim de 4.663 de lei. Deci asta este o primă condiție. Persoanele care se înregistrează și sistemul identifică venituri mai mici de acest prag pentru o persoană din acea gospodărie, ele se vor califica pentru această prestație. O altă condiție este că gospodăria trebuie să se încălzească cu o sursă de energie solidă. În acest an, noi vom oferi această compensație și tuturor persoanelor care până în 15 septembrie au obținut dreptul la APRA, deci pe sistemul vechi. Deci toate aceste persoane vor beneficia de această compensație în valoare de 800 de lei, doar că condiția pentru ei este să se înregistreze în sistemul de vulnerabilitate energetică. Cum urmează să se întâmple lucrurile? Pe 1 noiembrie vom organiza și vom lansa sistemul de compensații, ajutor la contor, compensații.gov.md. Vom organiza o conferință de presă, vom explica toate detaliile tehnice, dar în esență lucrurile vor fi neschimbate comparativ cu anul trecut. Toate persoanele care doresc să beneficieze de compensații vor trebui să se înregistreze, indiferent dacă s-au înregistrat sau nu anul trecut. Toate persoanele care au obținut deja dreptul la această plată monetară la APRA trebuie să se înregistreze încă o dată pentru a beneficia de această compensație monetară în valoare de 800 de lei. Procesul este unul simplu. Noi am testat cu colegii. În medie, procesul de înregistrare nu poate să depășească 20-15 minute. Persoanele pot apela la suportul asistenților sociale din comunitate. În special, încurajăm toate persoanele care doresc să beneficieze de compensația monetară, să se adreseze la asistenții sociali din comunitate. Toți asistenții sociali sunt instruiți, ei cunosc toate detaliile tehnice. Atât anul trecut și în acest an, ei vor fi alături de cetățeni ca să-i ajute în acest proces. Toți cetățenii pot să se înregistreze în sistem până la data de 25 noiembrie pentru a beneficia de compensații pentru luna noiembrie. Deci este foarte important ca toți cetățenii să înțeleagă. Nu este obligatoriu ca toți să se înregistreze pe 1 noiembrie. Noi avem 25 de zile la dispoziție pentru ca să se înregistreze pentru a beneficia de compensații pentru luna noiembrie. Dacă cineva nu a reușit, poate să înregistreze în luna decembrie, doar că compensația va fi pentru luna decembrie. Îndată ce ești înregistrat în sistem, gospodăriile vor primi compensații pentru toată perioada rece a anului. Odată înregistrați, pe data de 26 noiembrie, toate persoanele vor obține
răspunsul cu privire la faptul dacă se califică sau nu pentru compensația monetară sau dacă s-au înregistrat pentru compensații în factură, vor primi răspunsul cu privire la nivelul de vulnerabilitate energetică. Facem acest lucru pentru că după 25 noi obținem ultimele date cu privire la venituri, proprietăți, date adiționale cu privire la membrii din gospodărie. Spre exemplu, în acest an o să încercăm să vedem câți din membrii gospodăriei sunt studenți, pentru că, în dependență de acest statut, venitul global al gospodăriei variază. Noi am depus un efort substanțial ca sistemul să fie unul cât mai simplu, cât mai transparent, cât mai clar și cât mai integru și reiterez, în acest an valoarea compensației monetare va fi de 800 de lei. Noi, pe 1 noiembrie, vom lansa și o linie telefonică similară cu cea din anul trecut și toți cetățenii încurajăm să sune, să pună întrebări și cu siguranță vor primi toate clarificări necesare. Vorbim de 08-30-5-30. Colegii din minister vor comunica pe larg această linie telefonică pentru toți cetățenii și pentru toți cei interesați. Asta fiind spuse, eu sunt gata să răspund la întrebările noastre. Da. Doamna Borită de Moldova, vreau să-mi spuneți despre procedura de oferire a acestei compensații monetare. Dumneavoastră spuneați că va fi un mecanism, se va verifica mai minuțios pentru ca acești bani să nu ajungă în mâinile persoanelor care nu ar avea neapărat nevoie de acești bani. Cum ați organizat lucrurile pentru ca acest mecanism să funcționeze și să fie acordați banii celor care, într-adevăr, sunt în nevoie? Vă mulțumesc pentru întrebare. Preocuparea noastră la minister este să limităm maxim posibil erorile de includere și de excludere. Deci, pe de-o parte, vrem să ne asigurăm că mecanismul de compensare ajunge la persoane care într-adevăr au nevoie. Deci nu vrem să avem situații în care persoane care în realitate ar trebui să beneficieze de această compensație, dar pentru că există anumite limitări, erori în sistem, ele nu pot să facă și invers. Și ceea ce era până în prezent, era o situație când cetățenii trebuia să vină cu diferite documente. Spre exemplu, copia certificatului de naștere a copilului, copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii, certificat privind tipul de studii care urmează a fiecărui membru, copia decizii de plasament în instituție și mai departe. Deci foarte multe informații pe care trebuia să le cunoaștem era povara pe umerii cetățenilor. Noi am schimbat acest lucru. De ce? Pentru că am lucrat să integrăm toate bazele de date din sistemul public în sistemul de vulnerabilitate energetică. Deci asta este unul. Doi, noi am lucrat foarte mult să avem acces la bazele fiscului, CNAS-ului, în așa mod încât să înțelegem care este venitul real al gospodăriei. Și un alt element este că noi am eliminat acel test proxy. Pentru că până în prezent, pentru ca să te califici la APRA, trebuia să treci, în esență, trei etape. 1. Venitul mai mic de un anumit prag. 2. Trebuia să ai un statut anumit, fie că erai pensionar, persoană cu dizabilitate, șomier și așa mai departe. Și 3. Era acel test proxy. Și la acel test proxy, chiar dacă el este bine reglementat, el se administra într-o anumită perioadă destul de subiectiv. Noi, când am încercat să analizăm datele pe mai multe raioane, vedem că în unele raioane era mai mulți beneficiari de APRA, în altele mai puțin, și asta înseamnă că administrarea acestui program nu este una uniformă. Deci numărul de beneficiari la APRA nu era similară cu, spre exemplu, sărăcia sau nivelul de sărăcie sau numărul de gospodării cu venituri mici în acel raion. Și ceea ce am făcut noi este am simplificat decizia aparținând sistemului în baza unui model logic care spune, dacă o persoană, noi identificăm statutul, numărul de persoane din gospodărie, venitul, dacă el
venitul este sub acest prag, persoana se califică pentru această prestație și noi avem toată baza de date cu toți beneficiarii într-un singur loc. Pentru că anul trecut APRA se administra de un sistem, compensațiile în factură de alt sistem și era complicat să înțelegi dacă existau dublări, astfel spus, dacă persoane beneficiau și de APRA și de anumite compensații. Asta este. Dar va putea fi simultan să o persoană să beneficieze chiar și de compensația monetară, dar și de cea în factură sau trebuie să fie separat din APRA? Pentru persoanele care deja s-au calificat la APRA în acest an, acest lucru va fi posibil. Detalii despre acest lucru vom comunica săptămâna viitoare, când, pe 1 noiembrie, când vom lansa sistemul. Ca să înțelegeți, prin sistemul de vulnerabilitate, noi cunoaștem care este consumul. Deci noi vedem, pentru că noi avem conexiuni cu toți furnizorii de energie termică, electrică, gaze și mai departe. Și noi putem să vedem cât a consumat gospodăria dată în luna noiembrie, în luna decembrie și mai departe. Pentru că noi, pentru noi este foarte important, unul, să ajutăm gospodăriile cu venituri mici, pe de altă parte ne interesează să încurajăm pe toți cetățenii Republicii Moldova, toate gospodăriile din Republica Moldova, să utilizeze cât mai rațional, cât mai judicios energia, pentru că este într-adevăr în continuare destul de scumpă și noi toți trebuie să depunem un efort pentru a consuma cât mai judicios. Și atunci, ceea ce încercăm noi să vedem este dacă compensațiile influențează într-un mod negativ consumul excesiv sau, din contra, unul mai judicios a energiei electrice. Alternativ pentru încălzirea, da? Ei se înregistrează pe platforma pentru compensație și, din câte înțelegem, li se atribuie un grad de vulnerabilitate. Să înțelegem că toți pot primi 800 de lei, indiferent de gradul atribuit și cât de corect ar fi asta. Nu, cum am menționat anterior, pentru ca să te, deci să beneficiezi de această prestație, trebuie să ai un venit per persoană din gospodărie mai mic de 3.963 de lei dacă te afli în zona rurală și 4.663 de lei dacă te afli în zona urbană. Deci asta este o condiție. Când vorbim de plata monetară, asta este cel mai important indicator. Dacă venitul pe care noi îl identificăm este mai mic de acest plafon, persoana se va califica. Și este clar că persoana nu are conexiune, nu se încălzește la gaze sau la termie. Însă, pentru acest an, toate persoanele care deja beneficiază de dreptul la APRA, ele vor beneficia în continuare, doar că nu vor beneficia de 700 de lei, vor beneficia de 800 de lei. Dar pentru aceasta, ei trebuie să reînregistreze în sistem. Procedura este destul de simplă și procedura va fi asistată de către asistentul social. Noi estimăm un număr de 255.000 de gospodării. Bugetul pentru perioada rece anului, asta înseamnă noiembrie-decembrie a anului 2023, ianuarie-februarie-martie 2024, bugetul pentru întreaga perioadă, pentru această compensație în formă monetară, va fi de aproximativ 1 miliard 20 de milioane de lei. Pentru compensații în factură, detaliile vom oferi miercuri când vom lansa sistemul de vulnerabilitate energetică. Da, și vreau să revin la o întrebare mai veche legat de acest fond de vulnerabilitate. Ați declarat de mai multe ori că statul a economisit bani din cele 5 miliarde de lei care au fost acordate anul trecut. Și vreau să vă întreb restul banilor, unde s-au dus? Restul banilor îi utilizăm în continuare pentru compensații sau pentru programul de compensații din această perioadă rece anului. Dar vreau să vă anunț că colegi... Câți bani s-au economisit și din cele 5 miliarde?
Noi încurajez toți colegii din mass media să găsească raportul pe care l-am făcut noi pe perioada rece anului din 2023. În acel raport o să găsiți plățile pe care le-am făcut pe fiecare lună, pe fiecare furnizor, compensația medie în dependență de nivelul de vulnerabilitate. Dacă nu greșesc, noi am ajuns cu un sold de 1 miliard și 200 de milioane de lei. Dar în acel... Dar o clip și este aici. Deci 1 miliard 243 de milioane. Pentru anul trecut, pentru programul de compensații fără APRA, guvernul a utilizat 3 miliarde 738 de milioane de lei. Mersi foarte mult, am apreciat dacă ne-ați ajutat să distribuim acest mesaj către toți cetățenii Republicii Moldova. Este important ca toți să cunoască despre această oportunitate și încă o dată îndemn toți cetățenii să se înregistreze pe platforma de compensații .gov.md și în această perioadă rece anului să depun maximum efort să consumi energie într-un mod cât mai rațional și judicios. Vă mulțumesc foarte mult!